Ma francophonie, mon avenir. Je salue la présence de mes étudiantes de l'Université libre internationale de Moldavie, qui sont francophones et qui sont venues là pour fêter ensemble la francofête par les lectures francophones. D'habitude, on fait des présentations plus officielles. Cette fois-ci, j'ai voulu passer un message en français et puis, bien sûr, on va passer à une présentation et à des conversations en roumain, si vous êtes d'accord. Mais pour honorer le mois de la francophonie, j'ai décidé de vous saluer de telle manière. J'espère que pour vous, cette langue, elle est douce à l'oreille, comme le dit le dicton archi-connu, bon, la citation. Et je salue aussi dans la salle la présence de mes étudiantes qui suivent un programme à l'Université pédagogique d'État Ion Creangă, ainsi qu'au programme de l'Université du Roumanie Dunărea de Jos, Galați. Et j'espère que dans la salle virtuelle, les invitations qui ont été lancées seront honorées par des étudiants de différentes universités et institutions. Dragi invitați și oaspeți ai acestui atelier de ecolectură, de altfel să știți, nu avem oaspeți în sensul oaspetului care vine foarte rar, avem deja un public pe care l-am fidelizat și aici, așa după cum am menționat deja, sunt studenți din trei universități, reprezentanți ai grupelor francofone pe care îi salut. În sala virtuală, dacă nu s-a completat, îi așteptăm să vină și studenții din alte instituții. Știm că programul este încărcat și supraîncărcat pentru majoritatea dintre ei. De această dată, ziceam că avem o invitată care este o invitată de onoare, dar nu este un oaspete, pentru că este unul dintre cei mai fideli cititori ai bibliotecii la nivel național și una dintre cele mai bune cunoscătoare ale lecturilor literare, o face cu dedicație, cu profunzime, cu perspicacitate. Este vorba de Elena Taragan. Cu alte prezentări mai punctuale și mai bine specificate, vine doamna directoare a Filiale Târgoviște, Liliana Juc. Și după aceea îi dăm cuvântul și invitatei noastre, Elena Taragan. Mulțumesc tare mult! Salut și eu prezența coordonatoarei clubului Ecolectura, dr. Carolina Dodu-Savca, conferențiar universitar, decana Facultății de Litere ULIN și pe invitata noastră specială, Elena Taragan, bibliotecar, cercetător, secția studii și cercetări, pe care am onoare să o prezint. Și vă rog mult să privim la ecranul mare. Am făcut special așa pentru Elena, pentru că este colega noastră. Am încercat să fie o prezentare, nu una ordinară, una așa mai neobișnuită, în speranța să o surprind și pe ea. Pornind de la citatul pe care, slăvite să fie rețelele, de acolo l-am luat, dar îi aparține, munca scutește pe om de trei mari rele, plictiseala, viciul și sărăcia, zice Elena Taragan, cititoare supervizată, colega mea bună, pot să zic, de la secția studii și cercetări, un bibliotecar care este model de lectură pentru mulți dintre noi. Face parte dintre ultimii romantici care încă mai cred în onoare și respect. Elena și-a făcut studiile la Liceul Teoretic Ion Creangă cu o diplomă finală de bacalaureat aproape de 10, 9,75, pe urmă își continuă studiile în România, Cluj-Napoca,
Finanțe și Brânci, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultate de Științe Economice. Apoi continuă la Bănci și Piețe de Capital, aceeași universitate, Facultate de Științe Economice, Economie și Afaceri Internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai. După cum vedeți, e economist de profesie, dar atunci când citim recenziile, nimeni nu zice că nu e din domeniul literelor. Își face și masteratul în managementul instituției infodocumentare la Universitatea de Stat din Moldova, Facultate de Jurnalism și Științe ale Comunicării și iarăși cu o notă foarte înaltă la lucrare de diplome, forme și metode inovative de educare a lecturii. Continu cu modulul psihopedagogic la Universitatea de Stat din Moldova. Elena s-a remarcat și ca un bun formator. Pe lângă instruirile care le-am menționat, mai are Școala de Arte Valeriu Poliakov, clasa profesorului Elena Bibor cu diploma finală de 10. Face voluntariat în jurnalism, Casa Radio și în România, cât își făcea studiile la Universitatea Babeș-Bolyai, n-a pierdut timpul, a mai făcut și cursuri de teatru, Școala Populară de Arte Tudor Jarda, clasa profesorului dr. Petre Băcioiu. Da, pasiunea Elenei sunt literatura și teatru. Experiența profesională, sigur că putem spune că a venit ca bibliotecar, dar a crescut, a ajuns șef sector lectură la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul. A obținut categoria superioară de la 1 la trecut peste 1 sau nu? Da, de la 2. Asta voiam să zic ceva așa mai neordinar și am fost, să zicem, o dată eu la confirmare și tu la conferire. Publicații are multe, 45 de articole publicate în revista de biblioteconomie, Științe ale Informării Bibliopolis, apare des și în mass media, a fost invitatul emisiunii Lectura la Carte, album duminical, etc. S-a remarcat și prin competențe de management și conducere, pentru că e coordonatorul proiectului, a fost proiectului editorial 101 Basme Românești scrise de copii, Bătălia cărților, segmentul copii și segmentul adolescenți, cât și membru al Comisiei pentru selecția cărților din programul de lectură Chișinăul Citește, etc. Are o mulțime de diplome, începând de la cele de la școală până la aici pe tărâmul profesional. Nu o să le numesc, doar vor fi, da, duce ca formator lectura în afara cutii, jocurile la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, care i-a făcut conceptul de și desfășurarea studiului, lectura între modern și atemporal. Sunt unele din trei ateliere pe care le-a curat Elena. Și, cum ziceam, are multe premii și distincții, dar unul dintre ele, remarcant, a fost cel următoare, e când am participat împreună la Fabrica de Povești, atelierul de storytelling în Brăila, cu pledoria cum m-am îndrăgostit de Balzac. Personal, ce mă leagă de Elena, că am fost nu odată pe aceeași scenă atunci când a fost vorbitorium Ignite și la prima ediție și la cea de a doua, am fost împreună la atelierul de, ziceam, Fabrica de Povești, Festivalul Povestașelor în 2019 și anul trecut am susținut împreună categoria de calificare, să zic așa, și mai este invitata noastră, fidelă, la clubul Eco Lectură.
am vrut să zic cum ne-am adunat toate emoțiile, neștiind că astăzi va fi și o invitată a noastră deosebită. Și am hotărât să închei cu versuri scrise în ziua poeziei, pentru că Elena face niște cronici ad hoc, dacă vine la vreun eveniment, fie că e un serviciu de bibliotecă, un atelier, dacă are ea așa o stare mai inspirată, ți-l face pe loc, nici nu are nevoie de redactări, retușeri, e gata spre publicare, pentru că, ziceam, cu formată ca economist, are vână de mare filolog și simțul ăsta lingvistic, pentru că e o cititoare împătimită. Primit-am ordin să ilustrez altarul, taman în clipa în care eu îmi pierdusem harul. Mi-am făcut în palmă o tăietură cu cuțitul și au încăput în pumn născutul și muritul. Aveam origine barbară, dar nu era nici Roma mult prea protocolară. A ars orașul pentru a doua oară. Am ars și eu, înfășurat în stofă. Și n-ai fi zis, și n-ai fi zis că aș fi fost eretic. Un sul de pânză sau un colț de petec. Am dăruit și raguri de mărgele, să porți la gât, să te îmbelești cu ele. Orașul n-auzise profeția, un rege beat a interzis hoția. Elena Taragan. Mulțumesc tare mult și, este fiind spuse, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Ziceam că vom face o mică precizare. Ce înseamnă francofonie? Ne-am adunat astăzi ca să vorbim despre literatură francofonă și lecturile francofone. Francofonia, pentru cei care știu, își reamintesc, pentru ceilalți noi le spunem, simplificat înseamnă populația vorbitoare de limbă franceză. Acest termen a fost propus de Onésime Reclus, care era un geograf, deci este un termen cu tentă geografică sau este bazat inițial această concepție pe geocultură, adică o geografie lingvistică și în spatele acestui spațiu lingvistic există culturi care vorbesc aceeași limbă. Ce ne unește pe noi? De ce noi suntem prezenți în această mare rețea a francofoniei, inclusiv la nivel național ca stat, ca țară? Este un procentaj al studenților, liceienilor, colegienilor, elevilor, am spus nu în ordinea neapărat ordinea aici chiar nu este importantă, am luat așa toate nivelurile de învățare și educare și formare în limba franceză. De reținut, acest moment este primul moment, les locuteurs de langue française. Al doilea moment, ce înseamnă literatura francofonă, este ea diferită de literatura franceză? Foarte pe scurt, vom spune următoarele, că literatura franceză este produsă în Franța metropolitană, în Franța pe care o cunoaștem noi. Când spune metropolitană, fără teritoriile în afara Franței. Iar totul ce s-a produs în afara Franței, toate operele literare sunt francofone. Deschid o paranteză ca să vă spun un lucru interesant, că un alt criteriu care stă la baza acestei clasificări francofon și franceză este următorul. Dacă autorul este născut în Franța, atunci opera, textul, discursul pe care îl produce este francez și clasificat pe rafturile literatură franceză. Dacă este născut în afara Franței, atunci totul ce a produs acest autor, scriitor, poet, dramaturg, eseist, publicist, va fi calificat materialul respectiv de literatură francofonă. Păi descoperim următoarele paradoxuri și numesc doar pe ai noștri din spațiul românesc. Cioran este autor francez.
cum s-a produs acest lucru, este excepția, care, pe de o parte, întărește regula, pe de altă parte, demonstrează că nu este vorba doar de originea celui care scrie. Atunci când citim biografia lui Émile Michel Seurat, noi găsim următoarea constatare, că c'est un écrivain d'origine roumaine, c'est un écrivain d'origine roumaine d'expression française. Și această expresie franceză a sa a fost determinantă întrucât el a scris în maniera franceză, a abordat marele tematici filosofice, literare, culturale, existențiale a la franceză. Și atunci el trece în categoria autor francez. Francofonia a rămas pentru o perioadă îndelungată și vreau să scurtez din aceste explicații, doar să spun că pentru o perioadă îndelungată a fost un tandem, uneori în contrast, alteori în opoziție și alteori chiar marginalizate, deci era o literatură periferică, era literatura franceză, modelul care domina toate celelalte literaturi care se reuneau într-un singur dans le syntagme, la literatură francofonă. În a doua jumătate a secolului al XX-lea și deja în secolul curent al XXI-lea, noi folosim pluralul literaturile francofone, ca să indicăm aici că este vorba despre acest imens corp mondial al literaturilor în limba franceză. C'est un corps immense mondial d'expression française și deja ele nu mai sunt marginalizate. Le Clézio a spus următoarele: je suis français, donc francophone. Sunt francez, deci francofon. Ceea ce ar însemna că deja există un semn de echivalență și un semn de echilibru între literatură franceză și literatură francofonă. Cu toate acestea, să știți că distinția persistă. Veți găsi literatură franceză produită în France și literatură francofonă în afara Franței și în afara perimetrului hexagonal. Acestea fiind spuse, vă amintesc că pentru astăzi am ales trei autori. Acești trei autori au fost identificați, așa cum zic francezii, en concertation, adică în concertare, în consfătuire cu invitata noastră. Am decis să luăm trei reprezentanți care vor fi, sper eu, purtători de cultură și epocă și de amprentă culturală a epocilor pe care le reprezintă. Este vorba de Iulia Hașdeu, este vorba de Eugene Ionesco și este vorba de Matei Vișinec. Ei reprezentând fiecare în parte o altfel de literatură francofonă, deși există și o continuitate. Acum să vedem ce am putea să le spunem studenților și celor care ne ascultă sau celor care vor să citească literatură francofonă și ar începe cu Iulia Hașdeu. Ce aflăm despre ea? Cum ne-a reprezentat ea pe noi în spațiul francofon, inclusiv francez? Și să punctăm la fel dacă ea a scris în franceză, că este un autor francofon sau opera sa a fost tradusă și devine un text francofon, dar trece prin traducere, prin mâna traducătorilor, așa cum sunteți dumneavoastră aici, unii dintre dumneavoastră la programul de traducere și interpretariat. Elena? Sí. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație, pentru aceste prezentări, aceste cuvinte frumoase. Într-adevăr, am ales împreună aceste nume, Iulia Hașdeu, Eugene Ionesco și Matei Vișnec, și din considerentul că personal sunt atașată. Îmi plac foarte mult acești autori. Iulia Hașdeu, și am să spun de la început, am să fac o prezentare de carte, pot să fac lucrul ăsta. Dacă doriți să o cunoașteți foarte bine, avem aici o carte de doamna Adriana Ungureanu, Urma pașilor ei, doamna Adriana Ungureanu, Urma pașilor ei, Iulia Hașdeu, Între viață și nemurire. Este un roman splendid în care se vorbește despre această protagonistă noastră și vorbește despre copilăria ei, despre relația cu tatăl, despre HD-ul în general, ca părinte, ca scriitor, ca enciclopedist, ca formator de destine, inclusiv de destinul ei.
Iulia a trăit puțin, a trăit 19 ani, dar așa cum spune HD-ul, ceea ce ne rămâne, consolarea noastră pământească, este că a lăsat o operă ce ar echivala cu o viață de om cel puțin jumătate de secol de existență. Iulia a început existența, viața ei frumoasă între părinți la București, dar din păcate anumite certuri familiare au făcut să se despartă. Mama ei se numea Iulia și ea, de aici vine numele copilei, a primit numele Iulia, pentru că mama ei spune astfel. A avut certuri cu tatăl, care era un foarte mare om, era un om foarte curt, știți foarte bine, enciclopedist și așa mai departe. Ea era o femeie mai simplă, era o ardeleancă, studioasă, harnică, cu grijă de casă și așa mai departe, dar nu putea să o echivaleze, bineînțeles, era imposibil și suferea foarte mult pentru că HD-ul se spune că ar fi avut metrese. Și atunci, într-o zi, nu mai poate să suporte situația, chiar dacă el o convinge că gura lumii vorbește multe și fac intenționat rău, pe lângă faptul că avea dușmani, avea și, bineînțeles, oameni care voiau să distrugă pacea lor familială. HD-ul era și avea scrieri în care se pronunța împotriva evreilor, împotriva regelui nelatin, scriere antidinastice din perioada respectivă și asta i-au adus oarecum dușmani. Și nu doar din considerentul acesta. Iulia în sânul familiei era foarte bine, se simțea foarte bine, HD-ul răsfăța pentru el, care trebuia să înfrunte zilnic și admirația, dar și, cum spuneam, ura lumii. Pentru ea copila era totul, o răsfăța, o ținea pe genunchi, îi arăta desene, o învăța limbi străine, ea asimila foarte repede. La o serată chiar unde venea să venise și poetul Macedonski, el, poetul acesta, compuse instantaneu 8 versuri, îi dăduse copilei și ea le reținuse, le memorase instant și le recitase. Era un copil excepțional, era un dar pentru HD-ul și era un dar bine meritat. El avea ambiții foarte mari pentru această copilă, el își dorea ca ea să devină prima femeie doctor la Facultatea de Litere din Paris. Oarecum se presupune că ambiția tatălui a făcut-o să-și dedice prea mult din timp, din energie pentru a fi astfel cum își dorea părintele. Urmează colegiul din Paris, acolo unde merge cu mama ei. Acolo se remarcă, dar din câte am înțeles îi plăcea mai puțin, așa cum este poetul, îi plăcea poezia, îi plăcea dramaturgia, cântecul, mai puțin matematică, mai puțin botanică, mai puțin biologia. Merge la acest colegiu din Paris, Sevigné, colegiul Sevigné, acolo unde, cum spuneam, ea primește și calificative bune, dar și unele mai puțin. De exemplu, la examenul de bacalaureat, ea primește calificativul suficient într-un final și urmează Sorbona și acolo sunt studii complicate, am spune, pentru orice tânăr. Ce aș vrea să zic referitor la această carieră a Iuliei universitară? Și aici se spune că se exagerează un pic absolut succese remarcabile, nu a fost întotdeauna așa, a avut și note mai puțin bune. Cu toate acestea, este necontestat talentul în ceea ce privește scrisul, îi place foarte mult dramaturgia și, într-adevăr, talentul care se manifestă în poeziile ei este indiscutabil. Aș vrea, poate aveți aici câteva, am spus, poezii să recităm sau? Da, nu. Ok, un pic mai târziu. Să vedem, până aici am avea întrebări din sală?
inclusiv în sala virtuală. Noi de fiecare dată încercăm să... ...actuală, iar fi o prezență, o prezență deosebită și prin faptul că nu era, era frumoasă, era gingașă, era atentă, dar în același timp nu vedea femeia ca un obiect care să, care să producă doar plăcere. Adică Iulia este un exemplu de femeie care nu-și pierde din candoare, din rafinament, prin, printr-o prin, nu știu dacă zic cuvântul carieră, dar prin crearea unui statut în societate. De multe ori, femeile uită și de partea lor care le este destinată ca ființă, ca sexul frumos și slab, dacă pot să zic cuvântul ăsta. Iulia este împotriva unei superficialități, așa, superficializări, împotriva cuchetăriei, dar este în același timp o ființă feminină. Pe mine asta m-a surprins la ea, că este puternică, urmează facultatea de litere, poate deveni într-adevăr prima femeie doctor în literatură, dar în același timp este o ființă care se ascunde sub feminitatea ei. Eu vă recomand să o lecturați, să vedeți cât e de frumoasă fata asta în poezia ei și în același timp cât e de profundă, de autentică, de sinceră și frumoasă în feminitatea ei. Asta am remarcat. Mulțumim. Aș vrea o promisiune nerostită, dar să vă faceți promisiuni fiecare, să-și facă o promisiune sieși, că vom citi din ea în română și în franceză și veți descoperi ceea ce s-a spus. Este exact, mă gândeam și eu la același mesaj, că este o combinație fericită dintre putere feminină și feminitate. Stereotipul ne-ar sugera că atunci când femeia este emancipată intelectual sau social, ea își pierde din feminitate. Păi în cazul ei nu și-a pierdut această feminitate. Atunci când voi recurge la englezisme, că am în fața un public plurilingv, când soft și hard powers, da? Când merg mână în mână, blândețea cu puterea. Să nu neglijăm niciuna dintre ele. Nu înseamnă, feminitatea nu înseamnă vulnerabilitate și stăm descoperite și stăm dezarmate în fața vitregiilor sorții și, pe de altă parte, anume prin informație, informare, cunoaștere, descoperire, dezvoltare personală și profesională, devenim mai puternice. Să citim din Iulia Hașdeu și următorul autor este Eugen Ionesco, îi luăm cronologic, așa cum ei s-au prezentat în tabloul literar, inclusiv francofon. Ce putem să spunem despre acest autor care a fost primit la Paris, i s-au deschis ușile, este, poate fi găsit pe raftul literaturii franceze, el nu este catalogat în nicio antologie sau culegere sau volum drept autor francofon, este un autor francez. Dacă vorbim de acele sintagme când una pe cealaltă se exclud, dar vreau să vă aduc la această idee recentă că francofonia include literatura franceză. Este un autor francez întrucât are și acel spirit francez și a produs o altfel de literatură. Este autorul care a propus un teatru al absurdului. Absurdul cu litera majusculă, un absurd în care noi trăim, pe care nu-l observăm sau îl observăm, dar uneori nu știm cum să-l interpretăm. Am zis că de această dată să dau mai mult cuvântul invitatei și de aceea încerc să merg pe scurtătură de fiecare dată. Ce putem să spunem despre acest autor francez francofon și despre teatrul pe care îl aduce în avanscenă și opera sa?
Da, Eugen Enescu avea un tată român și o mamă de origine franceză. El și-a petrecut tinerețea în România și acolo a avut o experiență mai puțin favorabilă, astfel încât el renunță la acest, pot să spun, la originea lui românească, din considerentul și al relației cu tatăl. Eu îmi amintesc că am citit undeva cum făcuse el niște desene și taică-su îl văzuse și, le văzuse și spune, uite, îți pierzi vremea. Și toată viața a rămas marcat cumva de ideea că poate are dreptate, că toată viața mi-am pierdut eu vremea, scrim piese de teatru. Dar nu este chiar așa, ne dăm cu toții seama. În ceea ce privește relația cu tatăl, el spunea că el ura orice gen de autoritate, pe când taică-su, dacă un partid ajungea la putere, nu știu dacă zic partid, cine ajunge la putere avea dreptate. Adică e diferența asta frecventă, de fapt, când tatăl reprezintă autoritatea și el era foarte anti-autoritar și prin însăși mesajul operelor sale, prin acest teatru al absurdului, el încearcă să demoleze o lume pe care o detestă într-o anumită măsură. Teatrul său, teatrul al absurdului, a fost astfel catalogat, nu știu dacă catalogat, a fost foarte bine și inspirat, denumit, alături de Beckett, din irlandezul Beckett și Adamov, sunt reprezentații teatrului absurdului, Eugen Enescu. Îl vedeți și în scrierile lui Murakami, referire la Eugen Enescu. Este detalii internaționale, bineînțeles. Da, ce aș putea să zic? Veți citi, de exemplu, Cântăreața Cheală, Lecția, Rinocerii, Scaunele, sunt câteva piese foarte cunoscute. Unde veți vedea în ce constă acest absurd. Spre exemplu, personajele comunică între ele, dar nu există există limbaj, dar nu este comunicabilitate între personaje, da? De exemplu, va spune cineva, automobilul merge foarte repede, dar bucătăreasa gătește mult mai bine, da? Este un exemplu. Sau în Anglia nu există clasa a doua, dar eu călătoresc întotdeauna la clasa a doua, cu clasa a doua. Adică sunt, chiar vreau să arăt și în, aici câteva, de exemplu, în Lecția. Să vedem. Chiar aș vrea un pic să dau exemplu ăsta. Eram foarte tânăr, aproape un copil. Satisfăceam stagiul militar. La regiment avem un camarad, Viconte, cu un defect de pronunție destul de grav. Nu putea pronunța litera F. În loc de F, spunea F. Astfel, în loc de fântână, n-am să beau din apa ta, spunea fântână, n-am să beau din apa ta. Pronunța fată în loc de fată. Felix în loc de Felix. Fasole în loc de fasole. Făte încoace în loc de făte încoace. Farsă în loc de farsă. Fififon fafa în loc de fififon fafa. Filip în loc de Filip, Victorie în loc de Victorie, Februarie în loc de Februarie, Marte-Aprilie în loc de Marte-Aprilie, Gerard de Nerval în loc de Gerard de Nerval, Mirabeau în loc de Mirabeau, etc. în loc de etc. și așa mai departe, etc. în loc de etc. și așa mai departe, etc. Noroc că avea o grămadă de pălării sub care măcar își putea ascunde atât de bine defectul încât nici nu-ți dădeai seama. Și sunt foarte dese exemplele acestea de... Sau să vorbim despre Rinocerii, despre acel logicianul care propune un silogism. Pisica are patru picioare, câinele are patru picioare, deci câinele e pisică. Sau pisica este muritoare, Socrate este muritor, deci Socrate este pisică. Sunt foarte multe exemple, mie îmi face o adevărată plăcere, de exemplu, am făcut lectura recent Rinocerii. Este o piesă pe care chiar vrei să o citești fără să o vezi pusă în scenă. Este și un mesaj acolo foarte complex. Este. Chiar speram să ajungem acolo. Rinocerii are un mesaj social și sociopolitic și rămâne, din păcate, de actualitate. Da, ca să dau așa un exemplu, este vorba despre o boală, rinocerita, cum oamenii devin rinoceri. Și s-ar părea că este ceva, ok, nu este verosimil, dar s-ar putea întâmpla, bine. Dar întrebarea este, cel care devine rinocer, își dorește să devină rinocer sau își dorește să rămână om?
Până la urmă, citind tot procesul ăsta, cum devin ei rinoceri, spui întrebarea, dar este condiția de om atât de dezirabilă? Poate vrei să devii rinocer, de ce nu? Să scapi de toate angajamentele sociale, de toate constrângerile, să devii o fiară în toată libertatea ei. Dar, din câte știu, îi vorbește și despre faptul că amici de-a lui aderă la legionarism sau ceva de genul acesta. Cu toate că opera poate fi interpretată în foarte multe moduri, eu m-am gândit la nume, la aspectul ăsta, cât de mult ne dorim să fim oameni într-o societate care poate îți creează condiții să nu mai vrei să fii om, să spunem așa. Ar mai fi și un mesaj, bine, că acum, fiind vorba de literatură, putem să o interpretăm așa cum o înțelegem noi. De aceea și textul literar este unul care se pretează mai multor interpretări și vă invit la o lectură deschisă cu simbolurile pe care putem să le așezăm pe rafturile vremii. Dar așa cum ne-a propus autorul la începuturi, era și un subtext politic și acest subtext rămâne și astăzi politic. Și noi citim în aceste culise ale rinoceritei, noi înțelegem că acea rinocerită sunt niște măști, niște o zombare pe care noi uneori nu ne-o dorim. Că nu era vorba, după părerea mea, nu era vorba de o alegere uneori așa mai democratică, că vrei sau nu vrei, uneori puteai să devii rinocer fiind o victimă involuntară a mesajelor care vin din toate părțile. De ce ales anume rinocerul? Iarăși este un maestru în de ce ales cântăreața cheală, de ce alege alte simboluri, așa cum și James Joyce, de ce și-a ales și acel stil de a scrie și pe Ulise, etc. Deci, exact, autorii secolului al XX-lea, ei ne dau de gândit, ei ne incită. Ca să reținem că literatura secolului al XX-lea are ca misiune principală să ne stârnească curiozitatea, cum spunea Kafka, să vină cu un topor și să, exact, să desece gheața din inimile noastre și din creierul nostru, să ne dezghețe. Și aici vă invit să recitim din Ionesco pentru a ne debarasa de stereotipuri, de clișee, de tiparele în care ne-am obișnuit să gândim și să ne dăm seama, oare nu cumva noi suntem deja rinoceri? Bine, nu cap-coadă, dar sunt zile când în fața ecranului stai și rinocerita stă și te pândește și imediat poți să devii de la o zi la alta, mi se pare mie că poți să fii rinocer. Dar în piesa, acolo, rând pe rând, se transformă toți în rinocer, toți care sunt zombați de mesajele care tăvărăsc. În cazul nostru, poate să fii și în fluxul multimedia și de oriunde și poate fi vorba aici, mi se pare mie că trebuie pronunțat și acel cuvânt, propaganda. Deci propaganda este o rinocerită și atunci când ne lăsăm în voia acestui mesaj care vine peste noi și nu punem filtru și nu ne dăm seama dacă e bine sau ba, atunci rinocerita este invitata noastră. Deci ne transformăm în rinoceri. Și acest mesaj este unul totodată frumos în sens literar, adică este un mesaj și estetic, este unul și util. Prin această lectură combinăm agreabilul și plăcutul. Voiam să mai zic, era și aici un aspect interesant. Inițial se deveneau tot mai mulți, da, rinoceri. Dar personajele inițiale erau o doamnă, o gospodină, un domn bătrân, un patron, o cheneriță și așa mai departe. Și când au văzut rinocerii și-au pus întrebarea, bine, am văzut un rinocer cu un corn și un rinocer cu două coarne. Prin urmare, cel cu un corn este din Africa, iar cel cu două coarne din Asia. Stai că nu e așa. E invers. Și apărea întrebarea asta așa de discuție, de polemică, dar situația era destul de gravă. Cumva era o situație de ultimă oră și ca și actuala pandemie. Tot a fost o situație în care nu mai era loc de dezbatere, de discuție, trebuia să se acționeze, așa și aici. Nu mai e loc să întrebăm
ce fel de rinoceri sunt. Ne transformăm în rinoceri și problema este acută. În ceea ce privește cântăreața Cheală, și acolo este un moment interesant, pare mi se la o repetiție, unul dintre actori, în loc să zică sintagma învățătoare blondă, a spus cântăreață Cheală. Și atunci el a zis, uite, ăsta este titlul piesei, deși nu apare acolo nicio cântăreață Cheală. La un moment dat, pompierul va zice, ce face cântăreața Cheală? E bine, și atâta tot. Sau ceva de genul acesta. Foarte în trecere se menționează personajul. Dar devine titlul piesei. Din nou, și aici piesa a început, de fapt, de la niște lecții de franceză pe care el le făcea cu un manual și acolo citise, gen săptămâna are 7 zile sau tavanul e sus, podeaua e jos, și fusese cumva uluit de niște adevăruri la care nu cugetase înainte, și de aici i-a venit întreaga idee de piesă. Inițial era ideea o oră de engleză sau ceva de genul acesta, dar s-a transformat datorită actorului care a improvizat în cântăreața Cheală. Și aici vă invit să o citiți, pentru că așa cum este teatrul lui Vișnec, și Vișnec ne spune, ne face o invitație la teatrul său spunând-ne că, uite, teatrul meu este și o lectură. Poți să iei această carte a mea de dramaturgie, să te așezi frumos în fotoliu și să citești. De asta și este un adevăr, pentru că alte opere de teatru nu se citesc așa ușor, de asta și merge lumea la teatru. Dar aici chiar invitația este autentică și respectă promisiunea acum. Să trecem la Vișnec deja. Da, despre Vișnec. Vișnec a emigrat în Franța în 1987. A avut și el o copilărie frumoasă aici, dar destul de dificilă din cauza regimului comunist. Are două perioade probabil și două, nu știu dacă chiar două patrii, pentru că nu știu care este patria lui mai dragă, dar face două lucruri. Scrie în franceză piese de teatru și scrie în română poezie și roman. Spune că i-a fost prea mult implantat cumva în ființa lui obiceiul de a scrie roman în românește și nu se dezice de el. Scrie în continuare roman românește, ultimul său roman îl avem aici, sunt în proces cu el, l-am cumpărat recent, Un secol de ceață, și aici foarte frumoase metafore. El a fost inspirat foarte mult de Ionescu, recunoaște acest lucru, de Beckett, de Cehov, de Cioran. Este un autor francofon care eu cred că ne reprezintă foarte bine și foarte frumos. Despre aceste piese pe care le scrie, el spune că, am mai vorbit noi despre lucru dat, descoperă limba română atunci când transpune din franceză în românește și descoperă două identități, două individualități, aș spune eu. Dacă franceza a avut timp să se cristalizeze, să se așeze, româna este în continuare o limbă foarte vulcanică, foarte care e mai mult, să spunem așa, din excepții, care este foarte neascultătoare, să spunem așa, și observă chiar atunci când vorbește cu actorii, ei observă anumite nu știu cum, expresii ale lui care sunt din cauza faptului că este român, adică îi cere ajutorul actorului uneori pentru a-și definitiva anumite expresii ale lui care să apară în piese. Da. Pentru cât avem de față studentele care studiază nu doar o limbă străină, ci două limbi, în unele cazuri trei limbi străine, ați simțit cum această identitate trece prin transformări mai evidente, mai puțin evidente de la o zi la alta, dar mai ales atunci când ajungem la momentul de a traduce, de a face transferul lingvistic. De altfel, această navetă pe care noi o facem este între limbă-cultură, surse într-o limbă-cultură țintă, langue source, langue cible. Și atunci când ne îndreptăm către o altă limbă-cultură, noi simțim care este încărcătura limbii noastre materne și a culturii natale, așa cum există și aceste două concepte în literatura francofonă. Le natal et l'autre. L'autre, l'autrui și celălalt. Celălalt
ca și concept luat la nivelul unei culturi, a unei limbi, adică este vorba de o identitate lingvistică și de o identitate culturală. În spațiul francofon, langue est, est au singulier et culture est au pluriel, pentru că limba este, așa cum am zis, franceză, chiar dacă există variații și acele variații sunt regionale sau limba franceză din Canada, Quebec sau limba franceză din Belgia. Și franceza vorbitorilor non-nativi este cu un accent cu o anumită particularitate fonetică. Toate acestea noi le simțim ca identități care trecem prin limbi și culturi. Și cu atât mai îmbogățitoare este experiența aceasta când ești pus în fața unei dificultăți de a traduce. Uneori ești frustrat că nu găsești mijloacele potrivite, ca să nu intru în terminologia de specialitate, dar cu specializările respective, dar atunci când cel mai greu mesaj de tradus este cel literar, că este vorba de o creativitate și de un act artistic, nu doar de o traducere specializată. Ionesco, așa cum s-a menționat, el a simțit acest lucru când a încercat să învețe după casete, după, pe vremea ce erau casete, da? Limba engleză, și atunci când o limbă este învățată prin uneori prin niște trucuri sau exerciții artificiale, că simțim că ea este inoculată, injectată în creierul nostru și în ființa noastră, ea nu se produce din mediu, ci prin silogisme, sintagme, enunțuri, fraze, conjugări, paradigme, și uneori acest lucru este destul de artificial și el a simțit aceste lucruri și le-a transpus în teatrul absurdului, în toate replicile. De exemplu, în Regele Moare, Le Roi se meurt, câteva rânduri, dacă citem rapid, Marguerite vient dire au roi, Sire, je veux vous mettre au courant, je dois vous mettre au courant. Non, taisez-vous, taisez-vous. Pourquoi? Ce n'est pas vrai ce qu'elle dit? Oui, je veux vous mettre au courant. Au courant de quoi? Întreabă regele. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Mais pourquoi cet air désolé? Que vous arrive-t-il? Marguerite dit, Sire, on doit vous annoncer que vous allez mourir. Câteva replici și traducerea lor ar fi, cei doi, este vorba de Maria și Margareta, care vor să-l anunțe pe rege că el va muri. Și el zice, replica nu i-a părut una șocantă, zice, noi toți vom muri. De ce mă anunțați acest lucru? Noi toți știm că vom muri. Adică, atunci când ne regăsim în textul lui Ionesco, întotdeauna, fie că parcă am primit o palmă, parcă e un duș rece, parcă e un trăsnet pe cerul senin, așa se produc la el gândurile, așa vin frazele, uneori ne pică prost, uneori ne doare, dar uneori ne pune pe gânduri. Cele mai simple fraze, și uneori prin absurdul lor, lingvistic, ele produc noi adevăruri și ne dau de gândit, ne pun pe gânduri. Și același lucru îl face și Matei Vișne. Da, vreau să arăt aici câteva exemple. Spre exemplu, vă invit aici la lectura cărții, unde vorbește în primele pagini, o să vedeți și mai încolo despre ce e vorba, despre ideologii, despre ideologia comunistă, despre despre modul în care omul reacționează în fața puterii și cum încearcă să se adapteze într-o lume în care domină răul, să spunem așa. De exemplu, spuneau așa, de exemplu, într-o conversație care nu are loc, de fapt, dar pe care și-o închipuie un cetățean cu Stalin, îl întreabă de ce face tot ce face împotriva umanității. Și atunci acesta replică că, uite, dacă omul nu ar avea exemple de rău, că uite, alții sunt deportați, se fac crime, se fac omoruri și n-ar avea exemplul acesta, el nu ar fi fericit. Gândește cât de fericit este omul care nu, care vede la vecinul, că vecinului său îi se întâmplă atâtea lucruri și el nu suferă toate aceste din cauza partidului, din cauza puterii. Sunt niște idei originale, spre exemplu, haideți să spunem,
ca să facem mai înțeles mesajul, să încercăm să, să scoatem din limbă ceea ce este neclar, astfel încât mesajul să fie cât mai clar expus, da? Dar ce ar însemna această modificare a limbii? Spre exemplu, limba română este atât de greu de înțeles când, când zici cuvântul eternitate, când zici cuvântul veșnicie, când zici mâhnit, când zici trist. De fapt, este o crimă împotriva unei, unei limbi să, să o distrugi, să o reduci la conceptele sale cele mai esențiale, să spunem așa, dar se încearcă, s-a încercat în timpul probabil acestui, acestui regim să se, să se creeze un om care practic îndeplinește, doar execută și este lipsit de fantezie. Aici asta ar fi câteva exemple din un secol de ceață, dar Vișnec este foarte frumos prin tot ceea ce scrie, mai avem și teatru scurt în care vorbește din nou despre incomunicabilitate, despre care am mai vorbit. Ionesco îl inspiră, are foarte multe tematici, am putea chiar să dăm un exemplu. Are teme de reflecție, în, de exemplu, iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă. Despre teatru. Teatrul este o întâlnire activă într-o oglindă vie cu mine însumi. Teatrul este un ochi închis care se trezește. Teatrul este un strigăt în comun, o revoltă spontană declanșată de singura ideologie capabilă să ne schimbe profund. Emoția. Teatrul este o stație terminus unde, nu, unde ne așteaptă un nou început. Teatrul este un om care vine în fața altui om și îi spune: sunt oglinda ta, sunt umbra ta, sunt proapa ta, sunt amiaza ta, sunt tu. Teatrul este o încăpere mare, fără ferestre, unde oamenii devin ferestre. Teatrul este nevoia fundamentală de a spune că avem nevoie unii de alții pentru o comunicare directă. Teatrul este un zid anti-om aruncat în aer. Sunt foarte multe idei despre teatru. Aici pare mi se are vreo 70 în această lucrare. Și mai recomand, sunt multe, sunt foarte multe, mi-mi plac foarte mult. O altă carte, Matei Vișnec, Omul din Cer, antologie de teatru scurt. Asta, asta a fost citită. De exemplu, avem aici Ultimele cuvinte ale morților, unde o doamnă vine și ea depune un CV pentru ca să se angajeze și unicul lucru pe care îl știe este să citească ultimele cuvinte de pe buzile morților. Funcționarul este inițial foarte șocat de aceste talente ale ei. Face o discuție cu această candidată care știe să citească ultimele cuvinte de pe buzele morților. Este și el un pic amuzat de aceste capacități ale ei. Discută, îi spune că o să, o să ia cu legătura cu ea. Ei bine, inclusiv greșelile gramaticale, bine, gramaticale aveam vedere de formulare, de formularea mesajului, pot produce și un război. Ceea ce înțelegem din această afirmație este că atunci când nu am reușit să formulăm bine un gând, am putea produce un conflict. Ne-am putea băga noi înșine într-o zonă a întunericului. Avem grijă, cu toții trebuie să avem grijă ce spunem, când spunem, cum spunem, cine ne ajută cel mai bine aici? Lecturile. Lecturile multe, numeroase, bune, de calitate, ecolectura, ne face pe noi mai buni. Nu doar de la o zi la alta, lectura de la o oră la alta poate să ne crească. Și în acest sens, finalul acestui club de astăzi, acestei ședințe, pune accent pe toate lecturile pe care încă nu le-am făcut, dar care ne așteaptă și care, fiind într-un spațiu al bibliotecii, uitați-vă câte rafturi avem noi la alegerea noastră și la atitudinea fiecăruia și pe gustul fiecăruia, să citim, să nu
fugim de literatură, să nu ne îndepărtăm de textul literar, crezându-l că este unul ușor și să-l tot amânăm și să închidem agenda și să uităm că l-am tot amânat. Cele mai bune lucruri pe care le putem face este să găsim timp pentru o lectură. Astăzi am prezentat 3 autori francofoni, întrucât, așa după cum v-am spus la început, suntem în luna francofoniei și franceza este una dintre limbile de circulație internațională și una care a produs cele mai frumoase și printre cele mai frumoase opere literare pe care merită să le citim, să le discutăm între noi, mai bine să discutăm lecturi decât să discutăm lucruri banale. Elena, care ar fi mesajul de final, de încheiere al și cum te-ai simțit astăzi ca invitată de cealaltă parte a baricadei? Da, am fost emoționată, sincer să vă spun. Eu ce pot să am recomandat aceste cărți. Eu l-am descoperit singură, nu a fost nicăieri nicio curiculă autorul, dar mie mi-a plăcut foarte mult și Vișnec, și Ionescu, și Iulia, dar deja Iulia am descoperit un pic mai târziu. Vă invit să faceți lectura acestui autor, și Vișnec, și lectura lui Ionescu, pentru că veți avea parte de o stare de râs, să zic așa, dar de râs interior. Veți găsi o soluție împotriva unor dileme, deși se spune că nu există soluții pentru dilemele noastre, veți găsi capacitatea să faceți față unor situații. E lectura, de fapt, și acestor autori și în general, ea lucrează ca un lucrător anonim care nu se vede, nu se simte, dar care își face treaba. Și de aceea vă spun că aceste lecturi se vor acumula în voi și vor oferi soluții atunci când voi veți aștepta mai puțin. Și cum te-ai simțit? Bine? Bine. Foarte bine, da? Ne mai întâlnim. Da. Mulțumim tare mult pentru acest atelier. Invitatei noastre, Elena Taragan, bibliotecar, cercetător de la secția studii și cercetări, colega noastră, a celor din breasla bibliotecarilor. Mulțumesc studentelor care le-am văzut că au stat prezente în sala virtuală, în sala rectifică, în sala. Da. Și celor din sala virtuală, doamna profesoară Alina Catlabuga, colegii de la campusul competențelor Elena Cibotar și care s-au mai alipit, bine că chiar de departe nu-i cunosc pe toți și nici nu e nevoie. Mulțumesc tuturor și înainte de a-i oferi Elenei o diplomă, că așa facem cu toți invitații, vreau să urmăriți un video scurt de tot, că e vorba de teatru și am zis că Elena face teatru. Găsit așa și de a arhivat undeva și am zis că e foarte propice pentru ședința noastră cu titlul sugestiv Suflorul Fericirii, un fragment Suflorul Fricii, rectific. Mulțumesc tare mult Suflorul Fricii din Matei Vișnec. Mulțumesc Elena și primește această diplomă și vă zic până la o nouă revedere.